ziua. Am nevoie de doamna Marina Șveț, dumneavoastră sunteți. Doamna Marina, eu mă numesc Marin, compania Livrare Flori. Pentru dumneavoastră așa o surpriză, un buchetel de trandafiri. Poftim o tortă. După să dăm mami, da? O șampanie. Aici avem câteva cadouri, dar și felicitări. Cu permisiunea dumneavoastră o să-i dau citire, după felicitări o să vă înmânt cadourile. Permiteți, da? Așa. O clipă, vă rog. Ele sunt două. Așa. Deci, încep. Viața ne oferă multe încercări și ne dă posibilitatea de a trece prin multe obstacole. Astfel de ziua ta iubito, eu îți sunt alături cu sufletul și îți urez un călduros la mulți ani. Dumnezeu să te aibă în paza Lui, să-ți ofere toate bunătățile vieții și să guși din ele în preajma celor mai dragi persoane ție. Nu uita că succesul cu fericirea te va urma în toate mersurile tale, iar bucuriile să îți surâdă la fiecare pas care îl faci în lume. Îți urez o viață plină de evenimente plăcute, cu mult drag din partea soțului. Te iubesc, Marinușa! Deci este prima felicitare și cadoul din partea soțului este acesta. Poftim! Mai avem o felicitare deja din partea altcuiva, eu îi dau citire, o să înțelegeți. Sincere felicitări cu ocazia zilei de naștere. Fie ca în această zi, în sufletul tău să se trezească o dorință arzătoare de a trăi frumos, de a crea lucruri deosebite și de a realiza cele mai tăinuite visuri. Fie ca soarele să-ți ofere căldură și lumină, ploaie curată, liniște sufletească, zâmbetul oamenilor, încredere în sine, zilele anului, prieteni, visele de azi să devină realitate, speranțele de mâine împliniri. Orice cădere, un pas înainte, iar fericirea să te însoțească mereu. La mulți ani, din partea cumnatei Valentina, cumnatului Victor și nepotului Victoraș. La fel este pentru dumneavoastră și cadoul lor. Dacă aveți un mesaj de mulțumire, în care? Mult sănătate, îi mulțumesc din suflet. Nu m-am așteptat de așa surpriză frumoasă și iubesc foarte mult și ne dor de dânsă. Livrareflori.md. Gestul contează.